Ministrul Justiției Fadeina Gacevski a avut o criză de nervi și s-a certat ca la ușa cortului cu deputații. În cadrul ședinței de miercuri a Comisiei Juridice a Parlamentului, Fadeina Gacevski și deputatul pro-Moldova Serge Sârbu și-a adresat mai multe replici tăioase. Motivul disputei a fost un proiect de lege propus de executiv. Sârbu susține că Gacevski a avut un comportament agresiv după ce a fost întrebat despre opinia Fondului Monetar Internațional privind această inițiativă. Dezbaterile aprinse dintre Serge Sârbu și Fadeina Gacevski au avut loc în cazul unui proiect de lege ce prevede că angajații Băncii Naționale a Moldovei să restituie cheltuielile de judecată în cazul în care vor fi declarați vinovați de instanță. Fapt în calcul această opinie femeie. Pentru dumneavoastră am să vă explic. Conform proiectului de lege este menționat expres doar în cazul în care există o hotărâre judecătorească irevocabilă, așa cum propune dumneavoastră, intervine regresul. Reacția femeiului, care spuneți dumneavoastră, era la proiectul inițial, unde se prevedea o formulă mai relaxată. Domn ministru, iar luați loc. Domnul, mai spune ce sfat, domn deputat. Domn ministru, luați loc și calmați-vă. Acum ascultați opinia deputaților și nu uitați că guvernul este în subordinea Parlamentului și nu imers. Serios? De când, mă rog, am citit atent cu Constituția. În scurt timp, președintele Comisiei Juridice, socialistul Vasile Bolea, a fost nevoit să intervină pentru a calma spiritele, dar fără succes. Domnule Nagacevski, domnule Nagacevski, vă rog frumos, calm. Eu am a doua întrebare. Dați indicație. Domnule Nagacevski, eu vă rog... Comisia juridică, domn ministru, unde vă aflați dumneavoastră? Vă place, suntem deputați. Deputatul pro-Moldova, Sergiu Sârbu, susține că Fadeina Gacevski a demonstrat un comportament inadmisibil pentru un ministru. A fost o reacție foarte nervoasă, la nivel de isterică. Eu pot să ne explic doar simplu aici. Acest guvern este disperat, acest proiect de lege, ultima redacție, nu a fost consultată cu Fondul Monetar Internațional. Dacă va fi adoptat, atunci să știți că avem un risc mare, să avem un conflict cu femeiul. Pe de altă parte, printr-o postare pe Facebook, Gacevski și-a explicat gestul prin lipsa de respect față de unii deputați. Ministrul Justiției a scris că respectă Parlamentul, dar nu și unii oameni care au statutul de deputat. În opinia lui, aceștia nu au dreptul să vorbească numele legislativului și cu atât mai mult în numele poporului.